13 cercetori și oameni ai străzii murdari și plini de paraziți au fost duși de polițiștii locali la centrul social unde au fost igienizați. Polițiștii locali au continuat în ultima perioadă acțiunile pentru combaterea fenomenului cercetoriei prin verificări zilnice răspânzând sesizărilor de la cetățeni, dar luând măsuri și ca urmare a patrulărilor efectuate și constatărilor din teren. Prezența în stradă a acestor persoane provoacă disconfort atât prin faptul că uneori sunt agasante, ajungând chiar până la violență dar sunt și cazuri în care persoanele fără adăpost sunt deranjante deoarece reprezintă adevărate focare de infecție, uneori circulă cu mijloacele de transport, fiind foarte murdar și chiar infestați cu diversi paraziți. Cum legislația este ambiguă, singurele pârghi fiind aplicarea de amenzi pe care nu le plătesc, polițiștii locali îi strâng de pe străzi și îi predau serviciilor sociale. Această activitate realizată în mod repetat îi poate determina să nu mai stea pe străzi și să accepte ajutorul oferit de la centru social Sfântul Francisc de pe strada Telegrafului, unde sunt predați în marea lor majoritate, cu atât mai mult cu cât aici li se oferă cazare, igienizare, masă și haine de schimb. În cursul zilei de ieri, alți 13 cercetori și oamenii ai străzii au fost preluați din stradă și duși la centru, unde au fost spălați tunși, au primit haine curate și mâncare. Scopul acestor acțiuni repetate este acela de a le arăta alternativa la a face bani prea ușor la a se complace în mizerie. Cei care observă astfel de persoane pot sesiza dispeceratul poliției locale la numărul de telefon 0256 968 sau 0256 246 112 pentru ca polițiștii locali să se deplaseze și să îi preia pentru a-i duce la centru. Doar cu sprijinul cetățenilor, atât în ceea ce privește semnalarea unor astfel de cazuri, cât și încetând să le mai dăm bani, pot fi reintegrați în societate. Transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.